Cei care utilizează telefonul amintirilor pot înregistra propriile amintiri, urmând să-și primească mesajul peste un an. Muzeul Memoriei este un demers educațional și cultural care promovează patrimoniul național, analizând momente istorice marcante din evoluția României și utilizând tehnologia ca limbaj comun cu publicul tânăr, un loc al amintirilor în care trecutul se unește cu prezentul pentru a căuta în istoria fiecăruia perspective noi, uitate sau ignorate, se arată în comunicatul Muzeului Literaturii. Receptorul Telefonul amintirilor de la Muzeul Lyon Creangă poate fi ridicat de marți până duminică, în intervalul orar 10-17.